Bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu medicina românească de top. Sunt Ioana Brușten și astăzi sunteți invitați la Academie, prima Academie românească de endometrioză. Doamna doctor, doamna profesor doctor Elvira Brătilă de la Spitalul Panait Sârbu din București și domnul doctor Rubin Munteanu sunt fondatorii acestei Endomedicare Academy, așa se numește. Ce este endometrioza? Pentru că despre asta vorbim, este o boală care se manifestă precum cancerul, deși nu este cancer. Și de ce e nevoie de o academie? Pentru că acești doi specialiști de top s-au hotărât că trebuie să reunească sub umbrela unei astfel de organizații, unei astfel de instituții, academie, o echipă multidisciplinară de medici care să lupte eficient pentru tratarea acestei maladii. Doamna doctor Elvira Brătilă este prima femeie care a făcut intervenții chirurgicale în sfera urogenitală cu robotul Da Vinci, iar domnul doctor Rubin Munteanu, la rândul dânsului, are o remarcabilă experiență în chirurgie. Mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Mulțumim și noi, mulțumim pentru invitație și mă bucur că sunt alături de colegii mei cu care practic colaborez în tratamentul pacientelor cu endometrioză. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru această oportunitate de a discuta despre una dintre pasiunile noastre. Mai este alături de noi și doamna doctor Gabriela Zugravu, medic primar, anestezist și terapie intensivă, pentru că tocmai am spus că este o echipă multidisciplinară aici, o serie de medici din această echipă, iată și doamna doctor face parte. Mulțumesc că sunteți cu noi. Mulțumesc pentru invitare. În primul rând, haideți să-i lămurim pe cei care ne ascultă, de ce endometrioză? De ce v-ați hotărât să vă uniți eforturile, atâția specialiști, să creați o academie ca să luptați împotriva acestei boli? De ce tocmai endometrioză? De ce endometrioză? Pentru că, așa cum spuneați, endometrioza este frecventă, afectează 10% din populația generală ca prevalență. Sunt într-adevăr și femei care sunt asimptomatice, dar în care găsești eu la o intervenție accidentală leziuni de endometrioză, dar este o boală recurentă, cronică. Acum, cât este recurență, cât este intervenție incomplet efectuată și leziuni lăsate pe loc și în felul acesta ele evoluează, asta este extrem de greu de spus. Și atunci, pentru a trata corect o astfel de boală, în momentul în care te gândești că tratamentul este chirurgical, pentru că nu are ca formă de tratament numai tratamentul chirurgical, dar în momentul în care faci o intervenție chirurgicală, este bine să fie o intervenție în care încerci să excizezi toate leziunile, păstrând rezerva ovariană, iar în cazul în care vrei să excizezi toate leziunile și ai de-a face cu endometrioză profundă, care afectează intestinul sau vezica, ai nevoie de echipă multidisciplinară, ai nevoie de chirurg de chirurgie generală, dacă leziunea este la nivelul rectului sau altui segment al tractului digestiv, ai nevoie de un anestezist care să-ți asigure confortul intraoperator, confortul pacientei, atât intraoperator cât și îngrijirea ei în postoperator, și ca urmare e nevoie să îți construiești o echipă care să asigure o comunicare foarte bună între medici și automat, în momentul în care medicii comunică foarte bine între ei, este numai în beneficiul pacientului. Nu știu ce mai putea noi adăuga, doamna profesor a fost foarte explicită. Endometrioza este o boală care aparține ginecologului, dar care prin extensiile în afara sferei genitale implică și chirurgia generală, implică și urologia. De aceea este asemuită cu cancerul? Pentru că se extinde și în alte zone? Pentru că se extinde și prinde și alte organe. Și reapare. Deci are și caracterul de recidivant. Îl chinuie. Da. Este o boală care chinuie, nu omoară, dar chinuie. Am văzut că este denumită cenușăreasa bolilor ginecologice sau epidemia tăcută.
Se numește epidemie tăcută că, deși este zgomotoasă ca simptomatologie, de multe ori peste anumite simptome, cum sunt durerile la menstruație sau durerile la contact, se trece foarte ușor. Dacă la un examen clinic sau la o ecografie transvaginală, de multe ori poți să nu găsești niciun semn, mai ales dacă nu știi ce să cauți. O leziune care să aibă corespondent pentru simptomele povestite de pacient, atunci practic treci peste boală, nu o diagnostichezi la timp și se diagnostichează în stadii mult mai avansate. Cenușăreasă, nu știu, poate pentru că de multe ori, până la urmă, să știți că nu este foarte comod să tratezi o pacientă cu endometrioză. Pacientele cu endometrioză de multe ori sunt trecute din medic în medic. Sunt paciente tinere care au ani întregi de suferință și de cele mai multe ori își pun amprenta pe psihicul lor. Mai mult decât atât, pe psihicul lor își pune amprenta faptul că nu mai pot să procreeze la un anumit moment, sunt infertile. Și atunci ai de-a face cu o pacientă care este destul de dificilă și, într-adevăr, are de ce să fie dificilă, pentru că are o simptomatologie dureroasă pe care o tot duce și o rabdă atâția ani. A urmat diverse tratamente și, mai mult decât atât, din păcate, foarte multe intervenții chirurgicale înainte. De aceea, împreună cu domnul doctor, am zis că un concept de genul one-stop shop, adică te oprești o singură dată, rezolvi leziunile, iar după aceea pacienta, în momentul când a plecat de la tine, trebuie să știe așa, un scor apropo de fertilitate, să știe care este prognosticul ei în ceea ce primește fertilitatea, că vrea sau nu să procreeze imediat după intervenția chirurgicală. Asta nu are neapărat importanță. Trebuie să știe în ce fel i-a afectat fertilitatea boala în momentul intervenției chirurgicale. Trebuie să plece cu o boală stadializată, trebuie să se știe ce leziuni au fost excizate și ce leziuni au rămas pe loc. Pentru că este posibil, dacă nu ai format o echipă multidisciplinară sau nu ești într-un loc în care să ai posibilitatea să excizezi leziunile, de exemplu, intestinale, prin anumite procedee prin care încerci să excizezi leziunea, mai rămâne din leziune pe loc și lucrul acesta pacienta trebuie să-l știe, pentru că dacă reapare simptomatologia sau apar alte simptome care nu le-a avut până atunci, ea trebuie să aibă un mapping al leziunilor intraabdominale, cât s-au excizat, cât au rămas pe loc, ca să poată să explice mai departe simptomele. Domnule doctor, cât de utilă va fi această academie în tratamentul acestei afecțiuni? Noi sperăm că va fi. Sigur, ce e important? Să întrunești într-o patologie de graniță pe toți specialiștii aflați de o parte sau de alta acestei granițe. Adică, vedeți, doamna profesor spunea foarte bine că sunt de mai multe ori operate, că e o chirurgie dificilă, că trebuie să fie one-stop shop. Ideea noastră și motivul pentru care am fondat această formă de organizare a fost că trebuie ca un pacient, o pacientă, când vine cu această problemă, să plece rezolvată într-o singură operație. Nimănui nu-i place să se opereze de mai multe ori pentru același lucru. Ca să poți să operezi eficient, trebuie să capeți experiență în asta. Fiecare dintre noi aveam experiență pe domeniul lui de interes. Chirurgii de chirurgie generală, cum sunt și eu, operate endometrioze, sigur. Pentru că ne întâlneam cu această patologie, mai ales că făceam laparoscopie. Dar noi nu, sau eu cel puțin, nu cred că putem stăpâni o afecțiune care este de sfera ginecologului. În același timp, în momentul în care depășește sfera ginecologică și se întinde leziunea către rect, un chirurg ginecolog poate să facă o rezecție de rect fără îndoială, dar e mai bine să o facă un chirurg generalist. Sunt intervenții care durează mult dacă vrei să extirpi totul. Și dacă vrei să rezolvi toată problema, durează mult. Durează mult, e mai bine să o faci în echipe, seriate, în care fiecare intră pe rând. Cred că Academia presupune același spațiu în care să lucrezi, în care să capeți experiență, în care, mă rog,
să schimbi informații, exact. Adică experiența nu înseamnă să operezi multe cazuri, ci înseamnă să înțelegi ce ai operat. Adică să discuți despre ele, să le analizezi. Experiența înseamnă să analizezi ce ai făcut, nu să cuantifici, nu un număr în spate, ci să tragi niște concluzii pe baza lor. Pentru asta ai nevoie de un forum de discuție. De fapt, asta e și esența inițială a Academiei, locul în care se discuta despre acest lucru. Ce pot o să spun așa într-un cuvânt e că ne-am găsit. În momentul în care ne-am găsit, ne-am plăcut, ne-am luat. Asta e în esență. Asta simt foarte bine pacientele. Adică pacientele simt că, sau nu, au ajuns într-un loc în care pot fi rezolvat. Noi credem că putem transmite experiența noastră către pacient. Ați spus că sunt niște intervenții care durează mult. Deci, obligatoriu, medicul anestezist, medicul de terapie intensivă este un om esențial în echipă. O să-i dau cuvântul doamnei doctor, dar o să spun înainte că la noi pacienta este cunoscută de către medicul anestezist de la prima prezentare, astfel încât și pregătirea preoperatorie să fie făcută din timp, urmează momentul operator și urmează supravegherea postoperatorie. Dar, sigur, am să o las pe dânsa să povestească despre acestea. Domnul doctor a spus că ne-am găsit, am putea să spunem asta din preoperator. În ultima vreme se merge foarte mult pe medicina perioperatorie, care în alte țări se face de către anesteziști sau de către alți medici. La noi se face de către anesteziști. Asta începând din preoperator, în timpul operației, supravegherea pacientului, iar apoi în postoperator de asemenea. Iar conceptul nostru este să fie același anestezist care să vadă pacienții, astfel încât avem o experiență comună, ne știm gesturile chirurgicale și cred că putem îmbunătăți foarte mult de la un caz la altul. Putem estima durata intervenției. Va fi siguranța pacientului mai mare, cum spunea domnul doctor puțin mai devreme, nu se va mai teme că nu se trezește după anestezia generală, că asta este o temere comună, oare ce o să se întâmple, cum o să fie după. Pacientele cu endometrioză am constatat că sunt chinuite. Unii pacienți sunt preponderent speriați, de exemplu pacienții cu un cancer sunt speriați. Pacienții cu obezitate morbidă sunt frustrați. Pacientele cu endometrioză sunt chinuite de boală. Sună cel mai rău în comparația asta. Da, da. Pentru fiecare în parte e rău. Adică și speriat e rău. Și, da. Okay, pentru el e rău să fii speriat. Adică chinuit. Acum, una dintre datoriile doctorului este să-l liniștească pe pacient, să-i facă tratamentul suportabil. Știi, o veche vorbă în chirurgie spune să nu fie tratamentul mai rău ca boală. Eu cred că să-ți cunoști doctorii, pe toți, toată echipa, toți cei care te vor opera. Să știi că ai venit într-un loc în care îl cunoști pe anestezist, în care știi doctor ginecolog care te va opera, la care te vei întoarce după ce vei termina tratamentul. Chirurgul care va face segmentul respectiv. Și aici, sigur, rezecția de rect poate fi urmată în cazul unor complicații postoperatorii, e drept foarte rare, dar poate fi urmată de un anus contranatorii pe o perioadă scurtă, pentru mine e de o lună jumate, pentru paciente nu e scurtă. Le e teamă, sigur, de acest lucru. Să poți să le explici, să stai de vorbă pe îndelete, să le spui că ok, o să depășim și acest moment, dacă cumva apare, deși nu e sigur. Asta le scade teamă. Să-și cunoască anestezistul, vor fi siguri că se vor trezi. Categoric, așa este. Deci echipa multidisciplinară, care să fie în jurul pacientului, este esențială pentru liniștea, pentru psihicul lui. S-o simt. Nu numai pentru sănătate și pentru ceea ce se întâmplă. Da. Doamna doctor, această academie are și un rol de mentorat? Vă propuneți să învățați și pe alții să extindeți echipa astfel încât mai mulți specialiști, mă gândesc, poate la un moment dat mai multe echipe, să funcționeze în mai multe spitale, în mai multe puncte din București sau din țară? Da, e o idee, dar în primul rând chirurgia endometriozei este o chirurgie pelvică,
O faci în momentul în care ai anumite abilități, din punct de vedere laparoscopic, anumite abilități în chirurgia pelvică, fie ea și cea clasică, sigur că poți să stai lângă cineva și să înveți, în primul rând, tot felul de trucuri în chirurgia laparoscopică și apoi, sau dacă ai un anumit nivel, să înveți să tratezi endometrioza. Ideea Academiei tocmai asta ar fi să încurajeze, poate, să se formeze și alte echipe multidisciplinare, pentru că fiecare are rolul lui foarte bine stabilit în echipa respectivă. Anestezistul are rolul lui, chirurgul are rolul lui, atât preoperator consultă și el pacienta preoperator, pacienta cunoaște chirurgul, intraoperator are pașii lui de făcut, iar în postoperator și în primele săptămâni după operație, chirurgul de chirurgie generală urmărește pacienta pe termen scurt, urmând ca ginecologul să preia urmărirea pacientei mai departe. Adică, practic, sunt anumite complicații mici sau mari postoperatorii pe care chirurgul de chirurgie generală știe să le managerieze altfel decât le-ar face un ginecolog. Asta una. Doi, am observat la pacientele cu endometrioză frica foarte mare că orice intervenție în care se excizează leziunea intestinală se va lăsa cu anus contra naturii sau cu ileostomă. Toate au aceeași frică. Acum, nu știu dacă frica asta este indusă de către ginecologi, în sensul că mai bine lăsăm leziunea de pe rect pentru că trebuie făcut un anus obligatoriu. Nu se face per primam. Nu se face la toate pacientele, se face în momentul în care, într-adevăr, prevezi că ar fi un risc mare de fistulă și atunci îl faci per prima, sau în momentul în care apare o complicație. Practic, nu orice excizia unei leziuni de endometrioză rectală sau sigmoidiană se termină cu un anus contra naturii. Asta trebuie să știe, în primul rând, pacientele, pentru că în momentul în care am observat în cabinet, în momentul în care le explici că trebuie excizată și leziunea de pe rect, apar inclusiv anumite reacții vegetative. Pacienta e speriată, transpiră, de multe ori începe să plângă. Pentru că singurul următoarele cuvinte, asta înseamnă că o să am anus contra naturii. Astea sunt cuvintele care urmează după ce tu explici și încerci să spui că nu e chiar așa. De aceea poate ar fi bine, apropo, și trecând din nou la mentoriat, să putem împărtăși experiența noastră și altor colegi, poate să-și facă echipe la fel multidisciplinare, să comunice, să putem comunica rezultatele noastre cu rezultatele lor și în felul acesta să învățăm cu toții, pentru că este o boală grea, cu foarte multe necunoscute. Și mai mult decât atât, să știe cum îi explică pacientei. Să știți că am colegi din țară care îmi trimit pacientele cu endometrioză și în momentul când le operez, vin și unii din ei intră în sală cu mine. Nu neapărat, așa cum spun ei, pentru că voi opera eu endometrioză, dar măcar știu și învață și văd ce-i în burtă și știu mai departe ce să le explice cazurilor următoare, cum să gândească tratamentul, managementul terapeutic al unui caz cu endometrioză. Și în felul ăsta să știe să citească rezultatele care le dăm noi, pentru că dacă îi dau unui coleg o stadializare sau un scor de fertilitate, poate nici nu știe ce reprezintă. Ați spus de mai multe ori că este o boală grea, că este o boală gravă și că pacientele sunt chinuite. Citisem că endometrioza tratată medicamentos recidivează în proporție destul de mare. Tratată în acest fel, chirurgical, robotic, care sunt șansele de vindecare totală? Se vindecă 100%? Mai revine? Înțeleg că și problema infertilității de după se rezolvă. Ideea este că tratamentul medical practic ține într-un fel boala pe loc. Nu o poate trata. Leziunile nu trec prin tratament medicamentos. Fiecare formă de tratament, că e vorba de tratament medical, că e vorba de tratament chirurgical, că e medicină homeopată, că e tratamentul infertilității, fiecare își are locul lui în lanțul terapeutic al pacientei cu endometrioză și trebuie adresat și
foarte bine cuantificat în funcție de caz. De asta vă spun că experiența e foarte importantă. Nu e suficient să intru, așa cum spunea domnul doctor, văd leziunea, tai și cu asta am terminat. Nu, aici se termină problema pacientei cu endometrioză. Ea trebuie preluată și integrată într-un plan terapeutic pe termen scurt și pe termen lung, care să aibă grijă de prevenirea recurențelor și de fertilitate. Mai mult decât atât, nu întotdeauna poți să scoți toate leziunile de endometrioză și mă refer la leziunile de pe ovare, pentru că nu-ți permite afectarea rezervei ovariene. Și de multe ori scoți leziunile de endometrioză cu alte localizări și chisturile mici de ovar nu te-a pus să le scoți pentru că strici rezerva ovariană. Pe acelea după operație le țin frâu să nu mai crească până în momentul în care pacienta vrea să procreeze. De aceea vă spun că trebuie practic ginecologul să aibă o experiență și să integreze pacienta acolo unde trebuie, într-un plan terapeutic foarte bine gândit. Am înțeles. Deci ideea cu schimbul de experiență, cu alți colegi care ar dori să se ocupe de acest domeniu, de această boală, este esențial. Dacă un coleg îți trimite o pacientă să o operezi, după aceea el trebuie să știe să o urmărească, trebuie să-i oferi toate detaliile intraoperatorii, să știe ce a fost, ce a rămas, dacă a rămas ceva și ce are de făcut de la momentul respectiv în urmărirea pacientei. Domnule doctor, până în momentul acesta, dumneavoastră ca unul din părinții acestei academii, părinții fondatori, să spunem, cum apreciați datele și rezultatele pe care le-ați acumulat? Păi, ele sunt în concordanță directă cu ce ne-am propus. Nici nu ne-am propus lucruri de neatins. Ne propunem să înaintăm, să mergem din aproape în aproape, dar din ce în ce mai bine. Dar profesor n-a menționat, dar voi menționa eu, primul Congres Național de Endometrioză cu participare internațională. Dar profesor a fost organizator acestui congres. Încă un loc în care s-au dezbătut aceste aspecte. Până acum colaborarea funcționează foarte bine și sunt îmbunătățiri de la un caz la altul. Ce înseamnă îmbunătățiri? Durată mai scurtă a unor intervenții chirurgicale care, repet, durează mai mult, o rezolvare mai bună a lor, un management mai bun al cazurilor preoperator și postoperator, și aici trebuie să remarc calitatea foarte bună a investigațiilor preoperatorii, și aici este un lucru important, adică să știi de dinainte, pe baza investigațiilor, ce ai de făcut intraoperator. Să poți să estimezi ce ai de rezolvat. Și lucrurile funcționează. Într-o patologie în care trebuie să spun că de multe ori, și asta înainte de a face un astfel de parteneriat, lucrurile mergeau și sub forma intrăm și vedem ce avem de făcut. Ceea ce nu prea este în concordanță cu vremurile actuale. Pacientele sunt foarte bine informate și asta este un lucru foarte bun și ele doresc să știe de dinainte cam ce o să li se întâmple. Astfel încât văzând și făcând nu corespunde standardelor lor. Vreau să întreb și pe doamna doctor Zugravu, cât de multe paciente sunt, dacă putem, nu numeric neapărat, sunt multe, sunt mai multe pe măsură ce trece timpul, se adresează în număr crescut după ce au aflat, cum spunea domnul doctor, sunt informate, după ce au aflat și de această variantă de tratament? Sunt din ce în ce mai multe și vin din toată țara, aflând de această echipă de medici. O să fiți... Cum spunea domnul doctor, de fapt, văzând și făcând, nu e foarte simplu, pentru că de foarte multe ori intri intraabdominal la pacientele cu endometrioză, la paroscopii clasic, fiecare cum se pricepe. Ideea este că foarte mulți nu recunosc toate leziunile de endometrioză pentru că ele nu au un anumit pattern, așa arată. Toate sunt violacei, toate sunt roșii, au un pattern extrem de neomogen, chiar la aceeași pacientă. Poate unii spun că e o zonă de fibroză și în momentul de fapt când desfaci zona aia de fibroză, constați că sunt niște leziuni de endometrioză
care seamănă foarte bine cu mucoasa endometrială, când la suprafață nu vezi decât fibroză și spui aici a fost o inflamație, nu mai e leziune activă. E foarte important să o diagnostichezi bine preoperator și aici este altă echipă de imagiști cu care colaborăm, iar după aceea să faci planul terapeutic foarte bine stabilit și să comunici, bineînțeles, cu anestezistul, să-i spui la ce te aștepți. Am nevoie de sânge? N-am nevoie de sânge. Durează intervenția chirurgicală. E o pacientă care a mai fost operată de nor, normal că și noi am vrea să operăm paciente care se operează pentru prima dată, ne-ar ușura și nouă munca. Dar când operezi o pacientă care a fost operată de 6 ori, deja lucrurile sunt mult mai complicate. Atât pentru noi, cât și pentru pacient, cât și pentru anestezist. Normal că e o pacientă dificilă și trebuie să aibă grijă de ea și anestezistul, și noi, și practic toată echipa. Povestea aceasta a echipei multidisciplinare, care nu este o poveste, este realitatea, ceea ce se întâmplă, seamănă cumva, pentru cei care ne urmăresc, știți, cu un fel de serial cu poveștile din Anatomia lui Grey, din Spitalul de Urgență, cam așa ceva. Când vezi un număr de medici care sunt toți în jurul bolnavului, în sala de operație și conlucrează, combină... Da, asta nu este un lucru neobișnuit. Mă, nu, nici ceea ce facem noi nu este un lucru neobișnuit. Credem însă că să comunici mai mult în profunzime despre o anumită patologie din aceasta de nișă, dacă vreți, e foarte important. Să capeți experiență în comun, experiență chirurgicală. Acum, dacă aș dezvălui ceva din ceea ce se întâmplă intraoperator, adică echipa doamnei profesor, după ce termină partea care este cea mai dificilă, se retrage și vine echipa de chirurgie generală care are de rezolvat partea direct. Sigur, rămâne în sală, sigur ne sfătuim, dar e vorba de această succesiune. Face ca lucrurile să se desfășoare mai rapid și mai bine decât o singură echipă chirurgicală care să opereze 5-6 ore în continuu. Aceeași lucru. Nu te plictisești în primul rând și în al doilea rând rezolvi ceea ce știi tu să rezolvi mai bine. Partea din spatele acestei colaborări însă se bazează pe încredere. Trebuie să ai încredere în celălalt. Dacă nu ai încredere, chirurgii în general, indiferent de specialitatea lor, vor să dețină controlul absolut. Aici fiecare are bucățica lui. Cred că de asta am spus că ne-am găsit, în sensul în care în profunzimea noastră avem încredere și respect pentru ceea ce știe celălalt să facă. Cât de mare este echipa, de fapt? Puteți să cuantificați exact un număr? E mare. Da, exact. Dacă începem dinainte de operație, imagistul, trebuie să fie un imagist care face RMN, poate același face și hidrocoloscan dacă e cazul sau poate că e altul, dintr-o dată sunt doi. Este ginecologul, chirurgul de chirurgie generală, anestezistul, asistenta de anestezie, asistenta din terapie, asistentele de pe salon. Chirurgia ajutoare al fiecăruia dintre noi și asta da, înseamnă de fapt, asta... fiecare dintre noi înseamnă de fapt o echipă de câte 3 chirurgi. Apoi este gastroenterologul care poate să rezolve o complicație exact. A rezecției rectale, de exemplu o hemoragie din tranșa de anastomoză să pună clipuri și așa mai departe, care sigur e prezent în spital și cu care noi colaborăm pe cealaltă parte de chirurgie digestivă. Adică sunt practic 2 echipe mari, una de gastroenterologie, de chirurgie digestivă și una care este de chirurgie ginecologică și plus imagistică. Dar sunt oameni în spate cu care te ajuți și colaborezi, fără de care nu se poate realiza. Adică o singură verigă, dacă scârție, lucrurile deja, asistentul de sală. Ai dintr-o dată, ți-a un asistent de sală de bază, lucrurile se desfășoară automat mai greu. Medicul de terapie intensivă știe să-i asigure suportul nutritiv pacientei în post-operator, automat pacienta se reface mult mai repede. Știe să-i asigure terapia durerii în postoperator, automat pacienta suportă mult mai ușor intervenția chirurgicală. Gândiți-vă că avem de-a face cu paciente care suferă. O suferință cronică ajunge la un moment dat la un stimul dureros minim să-l percepi ca pe o durere extrem de intensă. Și aici doamna doctor știe că are mare grijă de paciente în postoperator până pleacă acasă. De altfel, măsura calității unui act chirurgical este dată de satisfacția pacientului. Operație reușită înseamnă un pacient mulțumit până la urmă. Cum pleacă pacientele de la dumneavoastră atunci? Ar însemna să ne lăudăm, dar pleacă râzând. Sunt fericite. Deci pleacă efectiv, pleacă fericite. E și o fericire subtilă, să zic așa.
Cred că primul lucru pe care vor să-l audă după operație este dacă s-a rezolvat tot. Și asta, să afli imediat cum te-ai trezit din anestezie, să te trezești repede din anestezie, este să audă ce ai reușit să rezolvi. Dacă îi spui că ai rezolvat tot, le doare mai puțin. Și că n-are anus contra naturii. Și că n-are anus contra naturii, le doare și mai puțin. Și că vor putea să aibă copii, nu le mai doare deloc. Da, este, e logic, sună absolut logic ceea ce spuneți. Le rezolv toate temerile. Asta este ideea, de a veni în întâmpinarea pacientului și de a rezolva toate temerile. Că nu o să mai doară după, sau simptomatologia o să fie redusă, că poate să aibă copii, că nu s-a ales cu un anus contra naturii. Toate sunt lucruri, sunt temerile lor extrem de mari, motiv pentru care poate unele de aceea și amână intervenția chirurgicală. Da. Și mare parte dintre pacienți au fost multiplu operate și în sfârșit au găsit o rezolvare. În sfârșit scapă. În sfârșit scapă. Acea operație care se rezolve. Deci aș zice că este un ciclu care începe cu chin, cu durere, cu probleme, cu teamă, multă teamă, trece prin seria de investigații, vine echipa multidisciplinară, care funcționează pe bază de profesionalism și încredere, vine intervenția, unde totul merge așa cum trebuie să meargă, după care pacienta pleacă râzând. Adică mi se pare un ciclu foarte bun acesta. Aici și laparoscopia și chirurgia robotică, ambele indiferent de felul în care facem procedura, contribuie foarte mult, pentru că chirurgia minim-invazivă, videoasistată, ambele făcând parte din acest domeniu, reprezintă metode chirurgicale însoțite de un traumatism redus, de dureri postoperatorii minime, de o refacere rapidă postoperatorie și atunci metoda aceasta este, sigur, în favoarea lor. Iată toate argumentele pe care vreau să vi le aducem ca să înțelegeți de ce această academie, prima academie românească de endometrioză, este ceva deosebit și să înțelegeți de ce academie. Ține de nivel și ține de și partea de mentorat și ține și de de a împărtăși experiența și informațiile. A discuta, a comunica. Ați repetat de mai multe ori acest lucru. Așadar, asta se întâmplă. Nu știu câți dintre voi, cei care ne urmăriți, ați știut despre acest lucru până acum. Nu îi dorim nimănui să aibă nevoie, dar este bine să se știe ce se face, pentru că, spuneam, este medicină românească de top. Mulțumesc că ne-ați explicat în seara aceasta. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc. Că ne-ați explicat, că ne-ați povestit așa în linii mari pentru nespecialiști, sigur, cât să înțelegem ce se întâmplă. Au fost împreună cu noi doamna profesor dr. Elvira Brătilă, medic la Spitalul Panait Sârbu din București, domnul dr. Rubin Munteanu, medic chirurg, doamna dr. Gabriela Zugravu, medic primar ATI, Academia de Endometrioză. Așadar, ați aflat despre o boală urâtă, o boală dureroasă, o boală cu probleme care nu se rezolvă singură, care nu se rezolvă ușor, dar iată, se poate rezolva, se poate rezolva în țară cu ajutorul unei echipe de specialiști, își dau mâna și pot să facă pentru doamnele care suferă de așa ceva lucruri mari. Mulțumesc că ați stat cu noi până la final. Ioana Brușten sunt. Până data viitoare, rămâneți neapărat sănătoși. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.